Contestația la refuzul acordării azilului politic pentru fostul judecător ucrainean Măcola Ceaus a ajuns pe masa magistraților Curții Constituționale din Moldova. Mai exact, Curtea Supremă de Justiție a acceptat solicitarea avocatului lui Ceaus privind ridicarea excepției de neconstituționalitate privind interpretarea unor prevederi ale codului administrativ care ar avea legătură cu refuzul președinției de a-i acorda azil politic lui Ceaus. Astfel, CSJ a decis să amâne examinarea recursului depus de Micola Ceaus până la pronunțarea Curții Constituționale asupra acestei sesizări. Postul judecător ucrainean Micola Ceaus, cercetat în Ucraina pentru luarea de mită în proporții deosebit de mari, a reușit să fugă și a ajuns în Moldova în 2016, unde a cerut azil politic. Un an mai târziu, cererea i-a fost refuzată de președintele de atunci, Igor Dodon. Măcola s a contestat decizia în instanță, iar în prezent dosarul a ajuns la Curtea Supremă de Justiție. La începutul lunii aprilie, Ceaus ar fi fost răpit de pe o stradă din Chișinău, faptă cercetată de structurile de drept atât din Moldova, cât și din Ucraina. Recent, Mâcula Ceau s-a apărut într-o înregistrare video pe un canal de Telegram în care a negat că a fost răpit. Nici acum nu se știe unde este fostul judecător, iar rudele acestuia spun că Ceau s-a fost obligat să facă acele declarații.